Pe parcursul ultimelor 4 luni, cantitatea deșeurilor depozitate la poligonul municipal din comuna Țânțăreni s-a redus semnificativ, iar volumul de deșeuri reciclate și revalorificarea a crescut considerabil în comparație cu anii precedenți. Datele sunt oferite de către reprezentanții întreprinderii municipale Regia Autosalubritate. Noi am avut trimise spre sortare 18,9 mii de tone de deșeuri, deci care după procesare, după sortare, s-au identificat fracții reciclabile care au fost trimise la reciclare în masă de 3.000 tone. Și respectiv au fost trimise pentru depozitare masa de deșeuri de 15,9 mii tone. La etapa actuală noi avem un procentaj de 15,8%. El variază de la zi la zi în limita la 3-4%. Respectiv, noi am reciclat, ceea ce e important să cunoască cetățenii, s-a reciclat aproximativ 3.000 de tone. Este un indicator excepțional. Tabloul poate fi perceput mai bine prin comparație, mai spune directorul întreprinderii municipale Igor Gârlea. Turnul Eiffel are o masă de 10.000 tone, aproximativ. Deci o treime din masa turnului Eiffel a fost reciclată, doar între aceste 4 luni. Acum 5 luni, întreprinderea municipală Regia Autosalubritate a semnat un contract pe o perioadă de 5 ani cu o companie responsabilă de sortare și reciclarea deșeurilor, iar primele 4 luni de conlucrare au dat și roade. Conform statisticilor noastre, am primit 2,2 mii tone de deșeuri menajere solide din municipiul Chișinău. Din aceste deșeuri au fost salvate și transmise în reciclare deșeurile care pot fi reciclate. Adică hârtie, carton, cioburi de sticlă, plastic mixt, tetrapacuri, cauciucuri, deșeuri de lemn, deșeuri voluminoase. Ca și procent din volum, noi vorbim despre, dacă de exemplu vorbim despre plastic, asta ar fi 12%. Chișinăuienii au devenit mult mai responsabili, ei văd că procesul de sortare are loc. Amintim că pentru a încuraja populația să adopte comportamente mai responsabile în ceea ce privește generarea, gestionarea și sortarea deșeurilor, Primăria Municipiului Chișinău și întreprinderea municipală Regia Autosalubritate, în colaborare cu Asociația Obștească Reciclare, desfășoară campania de informare și sensibilizare a opiniei publice privind regulile de sortare a deșeurilor.